Nu, nu sunt cromă. Ce să fac? Îmi asum ce fac. Mai vorbești cu Rareș? Nu, nu mai vorbesc cu Rareș. Ce trist. Îmi făceai tu live-ul la vizionul clasă lumată. Da, foarte trist. Vrei să-l faci gelos pe Cristi? O să vedeți. Uitați-vă la emisiune și o să vedeți ce am vrut să fac. Veți afla. O să fii cu Romeo? Nu. Crești, mai vorbești? Da. Maria spune aia să aprecieze pe Andrei, un băiat educat cu bun simț și că e topit după aia. Ai auzit aia? Să-l apreciezi pe Andrei. Hai, lasă-mă, Alin, că nu mă cere nimeni de nevastă dacă mă vopsesc blondă. Cine mă vrea, mă vrea așa cum sunt. Nu trebuie neapărat să mă vopsesc. Deci împreună cu Cristi, uitați-vă la emisiune. N-am văzut așa fata noastră la puterea dragostei ei pe toți, dar nu ai principii deloc. Hai că iau, i-am și pupat pe toți, nu? Ce frumoasă ești, spune-i lui aia să, că vin în casă pentru ea dacă e acolo Cătălin. Aia are cuplu. Mai vorbești că mă dă și George, bineînțeles. Mereu. Ești frumoasă, te-ți mulțumesc. Mai aia l-a lăsat pe rară și fără porci. Of, Alin! Începi să-ți arăți adevărate face. Da, hai că mi arăt. Știi tu adevărata mea față și mi-o arăt pe aia. Ai știut una și acum vezi alta sau nu înțeleg. Te salut din șir, știa, te pup. Nu știu dacă fac fetele live. Ce faceți în România? Nu, nu sunt în România. Mai vorbești cu Cristi? Da. Deci, dar nu m-am certat cu Rareș, pur și simplu nu mai vorbim. Nu, nu sunt împreună cu Romeo. Ce face aia? Bine, stă în pat și uită la un film. Bași pe mădă, e ocupată, sora mea, acum. Tu știai? E normal că-i place dacă e cu el. Cum nu, e plâns după Rareș și apoi te-ai certat cu Romeo pe... Am plâns după persoana nepotrivită. Se mai întâmplă să faci greșeli în viața asta. Nu m-am cuplat cu Romeo. Arată pe aia. E în pat aia și uită la film. Ești frumoasă. Mulțumesc, te pup. V-am spus, uitați-vă la emisiune și o să vedeți ce va urma. Fix după persoana nepotrivită ai plâns. Probabil. E bună, Mariana, bună. Stai cu ea în cameră? Da. Face mare greșeală, face cuplu cu Romeo. Dar nu fac cuplu cu Romeo. Faptul că mă pac cu el ăsta nu înseamnă că mâine fac cuplu cu el. Hai, te pup, Mariano. Te pup, David. Să nu te cuplezi cu Romeo. Dar nu mă cuplezi. Bună, Mariana, bună. Frumos sărbătorit cu Romeo. Ai că e frumos dacă e. A fost un pupic, n-a fost. De fapt, a fost mai mulți. Doar ne-am pupat, nu ne-am sărutat. Te-ai sărutat cu Romeo? Băi, are motive rare să mai vorbească. Te-ai pupat 4 băieți. Hai că m-am pupat 100. Care sunt aia 4? Că nu știu. Adevărat. Fiecare rare și acasă, își vede de treaba lui. Da, am dinții mai mari, mai mici. Nu-s perfecți. Nu-i nimeni perfect. Ce să facem? Te pup, Mariana, te pup și eu. E aici poza cu mădă, se vede din spatele meu. Te pup cu toți, Doamne, ce mentalitate de... Da, hai că mă pupa cu toți. Mâine o să intru cu mădă, sora mea. Alex, cum mă, nici Romeo. După Alex nu l-am pupat eu, m-a pupat el, în primul și în primul rând. Oricum, Romeo este super pe lângă. Fiecare e frumos în felul său. Ce simpatic ce-ți fac în emisiune de aia, Andrei.
Ai pus obrăjul și puțină ușa. Ai, ai, David, termină-te că nu am pus nimic. Nu, nu formez un cuplu cu Romeo. Nu știu din ce oraș este Manu. Ei, nu te mai uita la mine dacă ți-e scârbă. Ce vrei să-ți fac? Vă face rare și o surpriză, ce? Nu mă interesează. Pe cine alegi dintre Rareș și Romeo? Pe niciunul. Vrei să te mint? Ești cu Romeo? Nu, nu sunt cu Romeo și mai lăsați-mă cu Romeo. Romeo e la treaba lui, Mariana e la treaba ei. În Rareș mai intră în casă? Întrebați-l pe el, mă întrebați pe mine. Te-ai îngrășat? Nu, nu m-am îngrășat. Te potrivești cu Romeo, vă stă bine. Hai că ne stă bine, dacă e. Nu formez un cuplu cu Romeo, doar ne-am pupat. L-am pupat, de fapt, că eu l-am pupat. Bravo, Mariana, e băiat bun, Romeo. Hai că e, gagicar. Să faci cuplu cu Rareș și nu. Nu, nu, nu. Dar cred că are cuplu deja, de ce mi-e trebuie unul? Da, v-ați pupat în emisiune? Da, ne-am pupat. Te pupat cu el? Da, știu că m-am pupat cu el. Tu să știi puterea dragostei, așa cred eu. Doamne ajută! Să vedem dacă rezist până la final. Crezi că ce? Mă, deci George, vor rămâne împreună? Da, vor rămâne. Fii sinceră, nu mai am un sentiment față de cine? Că nu vreau să răspund la întrebări despre Rareș. Vă rog, e frumos. Mai bine vă răspund la întrebările despre Romeo. Îi face cuplu cu Rareș dacă ar veni în casă? Nu. Rareș nu are cuplu, ce cuplu să aibă? Păi nu știu, voi mi-ați zis că are cuplu. De ce mă întrebați pe mine? Fac cuplu cu Marinescu. Hai că fac dacă e. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Marinescu e cu Maria. Ai sunt mâine, nu sunt. Și așa mai departe. Vorbești de soldat de parcă ai făcut, dacă nu ai făcut nimic, dacă nici învățat să se iei pe toți la rând. Hai că știi tu mai bine ca mine. Arată bine ca bărbat Romeo, ce pot să zic? Tu stai machiată și noaptea nu. O să mă demachez imediat. Ce ruj folosești? Nu sunt atât cu ruj acum. Când ea nu era împreună cu nimeni, ce că nu ești, că nu ești, că ești cu unicitatea mea. Nu, cu Romeo, ce? Da, uite acum ies să alerg după urare și fac o bucă urare. Cu cine stai în cameră? Cu... ia. Pitica asta. Care își pilește unghiile aici la capul meu. O vedeți? O vedeți? Am înghețat de frig. A înghețat de frig, pitica. Vă pupa, Iuța. A intrat Cristi pe live. Ce că aia a spus despre tine că ești proastă. O, bună mare, o, bună Marinescu, ce faci? Despre mine, că ai spus că sunt proastă. Hai că a spus aia, te și cred dacă e. Nu ești însărcinată, mă, dă, și te-ai toate de bărâni, nu te mai cumpri din citit. Bine.